Cazul de la Roman, de fapt cazul de la Săbăuani, ca să spunem direct localitatea unde a avut loc partida de vânătoare, ne-a fost adus în atenție de activiști diversi din Italia. Ei au văzut știrile care apăruseră deja în presa locală și în presa națională, acolo conform cărora 1200 de păsări, de fapt 1119 păsări fuseseră braconate în România și au fost oprite de poliția italiană la un control pe aeroportul din Bergamo. Erau multe alte specii decât ciocărlia, ciocărlia fiind specie care se vânează legal în România, dar erau multe alte specii și după aia s-a văzut că aceste fusese de fapt braconate, altfel nu aveau cum să ajungă în bagajele unor vânători legali. Documentele pe care acești vânători italieni le-au prezentat la vamă proveneau din România, era de fapt un protocol care avea ștampila de la AVPS Roman. Vă dați seama că în secunda 2 am alertat și noi în Garda de Mediu, am alertat autoritățile din România, pentru că nu este normal ca niște vânători să aibă un protocol pe care să fie că au vânat doar câteva zeci de păsări, iar în Italia să apară cu peste 1000 de păsări care au fost vânate, respectiv braconate sau chiar vânate ilegal. Trebuie spus că o cotă de vânătoare la ciocârlie, la ora actuală, legal, pentru o singură persoană, este de 50 de exemplare. Din ceea ce am înțeles noi, partida de vânătoare de la Săbăuani, pentru că acolo a avut loc în județul Neamț, în apropiere de Roman, s-ar fi soldat doar cu câteva zeci de păsări vânate. Brut însă, între Roman și Bacău, bagajul s-a îmbunătățit simțitor cu peste 1000 de păsări. Deci este ceva extrem, extrem de ciudat. Adică fie s-a vânat ilegal, fie după asta italienii au reușit, după partidele de vânătoare, să facă rost de la cineva care clar braconase aceste păsări. Vorbim clar despre braconaj și vorbim despre braconaj care se desfășoară sub umbrela vânătorii legale de ciocârlie. Atâta timp cât ciocârlia se va vâna legal în România, ea se va vâna cu siguranță numai și numai pentru italieni. De ce spun asta? Vânătorii români nu vânează ciocârlie, doar italienii vin să dea jos ciocârlia, pentru că pentru ei este o delicatesă. Și vânează aici cu prețuri care nu poate ni se par mari, câteva mii de euro îi costă pe aici, până în sejur cu o partidă, două, trei de vânătoare, iar apoi se duc și le vând în Italia la restaurante pe bani mult, mult mai buni. Un alt caz care a fost descoperit de polițiștii vamali din Ungaria, pe săptămâna trecută, a scos la ezeală peste 3000 de păsări și nu avem mai multe date, nu știm exact câte specii erau braconate, câte erau împușcate legal sau nu, dar cert este că era o singură persoană de naționalitate română care într-o zubă avea 16, numai puțin de 16 sacoșe, genți frigorifice cu elemente de refrigerare și cu păsări moarte. Așteptăm să vedem care sunt detaliile, pentru că am reclamat deja și acest caz către autoritățile din România, către poliție și către minister. Și da, ceea ce ne dorim noi cel mai mult la ora actuală pentru a stăpa acest braconaj și acest măcel din România, este clar să fie scoasă ciocârlia de pe lista păsărilor care se vânează. Această pasăre nu s-a vânat niciodată în România până în 1996, când un lobby foarte puternic al vânătorilor italieni a făcut ca noi să devenim prima țară care, de fapt, exportă carne vie. De fapt, este carne moartă, ei vin și o împușcă și o duc mai departe. În celelalte țări din Europa și din UE, unde se mai vânează la ora actuală, se vânează pentru consum propriu. Oamenii aia, vânătorii de acolo, au tradiție în așa ceva și ei împușcă ciocârlile la ei. Acum că acolo populația a scăzut simțitor, s-au mutat aici, în estul Europei, în România, pentru că da, le este ușor, le este simplu, le este facil să vină să vâneze ciocârlie, dar mai ales să mai dea jos absolut orice mișcă. Și lucrul ăsta este dovedit de păsările braconate care sunt găsite mai mereu în bagajele italiene. Spuneți-mi ce ați cerut dumneavoastră autorităților, pedepsirea celor de la AJFPS? Dar noi nu cerem pedepsire, noi nu suntem procurori, nu putem face lucrul ăsta. Noi suntem un ONG de protecție a naturii. Noi cerem ca autoritățile să intervină și să se respecte legea. Iar dacă cei de la AJFPS Roman au fost complici la braconaj, atunci legea se spune cuvântul. Dacă nu, nu. Dar oricum este mai mult, mult mai mult decât suspect faptul că la Roma s-au vânat legal pe foaie câteva zeci de păsări, iar apoi în aeroport, la o zi distanță, apar peste 1000 de păsări. Aici la Neamț s-a deschis un dosar penal pentru acest lucru. Veți contribui cu depoziții, cu declarații la construirea acestui la dosar? Dar în momentan nu ne-a contactat nimeni de la Roman pentru a da o depoziție, a da o declarație. Ceea ce noi am avut de spus a fost spus foarte clar în presă, a fost spus foarte clar în comunicatele de presă. Noi cerem ca legea să-și facă datoria.
Am fost contactat în schimb de autorități, pentru că și cei de la Garda Forestieră aveau nevoie de mai multe detalii și le-am pus la dispoziție datele de contact ale autorităților din Italia. Asta timp cât Garda Forestieră de la ei și Garda de Mediu, Garda Forestieră și Poliția de la noi lucrează, un ONG ca al nostru nu are ce să mai caute în această anchetă. Acolo autoritățile spun cuvântul, noi nu vrem să influențăm cu absolut nimic ancheta și mă repet, ceea ce noi cerem este de fapt oprirea braconajului care se desfășoară sub